Salutare și bine ați venit la un nou episod de 3-2-1 Mix, emisiunea de YouTube, unde mixez cocktailuri împreună cu un invitat. În fiecare episod am un invitat surpriză, în momentul ăsta nu mai e atât de surpriză, pentru că este în spatele meu, doamnelor și domnilor, cel mai iubit șef de pe TV și din online și din... Greșit. Președintele bucătarilor din Calea Lactee, deci cel mai iubit din constelație. Ia-ți-o pe asta. Hopa, că jucăm în altă ligă, jucăm... Am trecut dincolo de stratosferă... Streonosferă, bionosferă, biosferă, de toate, e cu sferă. Cum puteam să-l introduc altfel? Că s-a introdus el foarte bine. Cătălin, îți mulțumesc din suflet că ai venit la 3-2-1 Mix. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Și astăzi o să vreau să mixăm o băutură. Știu că îți place romul foarte mult. Am putea să mixăm două? O să mixăm două, trei, dar în emisiune o să mixăm o singură băutură. Doamnele ajută! Este un twist după Espresso Martini. Băutura asta se numește Espresso Martichi și a fost făcută în 2019, deci e de curând mixată. Dar mie mi-a plăcut foarte mult pentru că este atipic să mixez cafea cu ananas, de exemplu, nu se gândește foarte multă lume. Și baza alcoolică este romul, cum îmi spunea. I like rom. I like rom. Da, mie îmi place romul foarte mult. Și să știi că în Austria... Cea mai bună băutură, știi care e? Vinul. Vinul. Doamne, au austrici niște vinuri, dar nu-ți vine să crezi, dar lasă vinurile deoparte, că sunt atât de curios să văd care este combinația dintre cafe, rom, lichior de cafea, un espresso să fie și suc de ananas. Dar până atunci. Îți trebuie un short și ție. Știu că tu știi care e faza cu shorts-urile. Atunci când lucrezi în spatele barului sau în bucătărie, ai nevoie de un short. Și tu va trebui să-ți câștigi un short, trebuie să-mi spui o cifră de la 1 la 8. 7. 7? Nu e 7. 7? Cum e 7? Ca un zi. Stai să vezi dacă îmi place 6 sau 7. Trebuie să alegi una. Băi, o de cifră sunt 9, dar hai să zicem... Hai să zicem 8. 8. Bun, stai așa. Dumnezeule. La 8 avem... Ce avem? Avem aici un trick, îți spun imediat despre ce este vorba. Ia să vedem. Deci la 8. Au căzut pe jos. Nu mai contează. Avem, trebuie să faci un box. Este cutia lui Van Gogh asta, ai un minut. Dacă reușești să faci un box din aceste bucățele, o cutiuță. O să poți să-ți alegi un shorts. Dacă nu, o să-ți aleg eu un shorts. Pentru că aici în studio avem shorts-uri mișto cu supereroi sau avem shorts-uri mai puțin mișto. Da, te-ai uitat bine. Da. Așadar, avem un timing aici, colegul meu Alin o să dea drumul la timing, un minut. Stai puțin. Lasă, nu dăm drumul. Bai, gata. Lasă-mă și pe mine să mă uit un pic la care e șmecheria cu... Trebuie să faci o cutie. Bă, să-mi iasă cutia asta. Dăm drumul la start acum. Ia să vedem. Ce cutie să... Nu știu. Să faci o cutiuță din aceste bucățele de lemn. Nu, ia să vedem ce bucățe. Hai că tu ești obișnuit cu butoaiele de lemn, cu, ce să zic, cu embarcațiunile, cu construcții. Gata, ți-ai ieșit o cutiuță. Păi și asta? Și aia ce? Hai că mai ai 20 de secunde. Pa, 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 pam. Ia să vedem. Nu știu, mă ascund și pe asta înăuntru. Ea trebuie să fie o cutie, în așa fel încât atunci când o ridici să stea... Uite, am ridicat-o și stă. Cum o întorci, stă. Bun, am improvizat. Hai să spunem că ai făcut cutia, deși se desprind bucățele din ea. Ce vrei, măi, o cutie? Da. Făcută la Suceava. Unde bei, mănânci 50 de și secunde. Bei degeaba, sau cum e. Da, mă, gata. Am făcut sau nu am făcut? A făcut-o. Așa că o să ne mutăm în cornerul ăsta aici. Vă rog frumos, gata. Să-ți alegi un shorts. Fii atent. Am shorts cu supereroi și ți-aș sugera să-ți alegi un supererou de aici. Sau shorts-uri care nu sunt cu eroi, dar care, nu știu, sunt mai ciudățele puțin. Sau cu mușchi, cum vrei tu. Cu mușchi. Ia să vedem, ce-ți alegi? Nu știu, mă, stai un pic să văd. Păi și astea... Să nu-mi zici că ține. Nu, mă, nu, mă uit și eu la toate. Dumnezeule, mare. Cum ți-a venit ideea asta? Păi uite așa mi-a venit ideea. Ia-ți-l și tu pe, uite, ai Flash, ai Superman, ai Batman, ai... Gata, mă, gata, ți-l iei pe Batman. Bun. Dacă eu sunt lasă Batman... Lasă umărașul acolo și hai să-ți-l așezi eu fain frumos. Da, liniștit că mai știu cu de-astea. Uite-l, mă, pe Cătălin Scărlătescu, zis Batman. Batman. Aveți barman aici și aveți Batman aici. Batman și barman. Barman și Batman. Batman și bartender. Bun,
Acum eu cred că suntem ready, nu? Să mixăm Nespresso Martichi este o băutură pe care o pregătim în acest pahar și primul pas este să răcim paharul și o să punem gheață în pahar. O să punem cu mâna pentru că acasă când mixăm băuturi și când gătim, folosim mâna, nu folosim scafe sau ceva fancy, trendy. Multă gheață și lăsăm aici în timp ce noi povestim. Ce vreme? Asta dacă ne mai rămâne gheață până la finalul emisiunii. Eu cu gheața am o problemă majoră. Da? Nu-ți place sau? Îți place? Absolut. Dacă ai pomenit, noi bem romul pe pârtie la minus 10 grade. Cu gheață. Cu gheață. Bun. Mi se pare super bun. Voi dacă vreți să răciți paharul mai repede decât o facem noi, puteți să puneți niște apă rece în pahar cu gheață și se răcește. Noi ne grăbim, nu? Noi nu ne grăbim. Ba. Bun, am pus gheață, paharul se răcește și noi mergem mai departe cu ingredientele. Avem aici un borcan și știu că întrebai tu mai devreme, băi, ce facem cu borcanul ăla? În borcanul ăsta o să mixăm băutura, pentru că multe lume ce nu facem, are acasă facem... un shaker, știi? Păi ce facem? Punem murături? Punem murături, da. Hai cu borcanul. Deci aruncați, de fapt, mâncați murăturile și folosiți borcanul pe post de shaker. Shaker. Bun, mergem cu primul. Ăsta n-are gheață? N-are gheață. Punem gheață, o să vezi tu că luăm așa. Sunt foarte curios, nu pe cuvânt. Tot ce e cu rom în băutură, pentru mine, mi-mi place marea. Trebuie să spun una. Sau un XO sau un ceva. Știi care au fost primii mixologi din istoria planetară baterei? Ia, spune-mi, uimește-mă. Fii atent aici. Asta îmi place la el. Marinarii. El știe. Și să spun de ce. Inside. Marinarii plecau cu barca și duceau cu ei tot felul de boli. Și ca să nu li se strice apa, o amestecau cu rom, devenea un grog și nu mai făceau bol de genul, nu știu, scorbut, chestii de genul ăsta. Da, deci ăia sunt primii mixologi de pe planetă. Combăteau cum ar veni. Și de asta pe mare ai văzut și sticlele de whisky sunt pătrate, pentru că la transport, ca să nu se rostogolească pe vase, erau făcute pătrate. Nu te place whisky pătrat. Într-o ceșcuță, care o ceșcuță are undeva la 60 de mililitri, o să o folosim ca și căniță gradată. Ok. Da, și o să punem rom. O să punem romică, 60 de mililitri. Facem head-to-head, cum facem în același timp. 60 mils. Mils? Era să zic altceva. Mai sus, mai jos? Acolo este un 56. Pune o șercuță pe gine. Depinde cum vreți voi. Dacă vreți mai să nu se simtă atât de tare romul, puneți mai puțin rom. Mie îmi place un 60, puteți să mergeți și cu 50, bineînțeles. Bun, Cătălin, am pus baza alcoolică. Urmează să mergem cu lichiorul de cafea și o să folosim undeva la 15 ml de lichior de cafea. La fel, tot cu ceșcuța, da? Spuneam că o ceșcuță deci dacă are 60. Aici între 60, a patra trebuie să fie, ia să vedem. Un sfert de ceșcuță. Tot în borcan. Cum ai făcut? Tot în borcan. Pam! Aruncăm tot în borcan. Nu sunt multe ingrediente. De obicei, oamenii fug de cocktailuri, pentru că ei cred că sunt, nu știu, 12-13 ingrediente într-un cocktail, dar cele mai bune și cele mai apreciate băuturi amestecate, cocktailuri, sunt cele care au puține ingrediente. Tu știi foarte bine. Știi ce cred eu despre oamenii care nu vor să se apropie de cocktailuri? Le e frică de arome. Și vine aici. Eu am învățat un lucru. O superalcoolică are 40-41 de grade. De fapt, tu amesteci flavorul, gustul, nu alcoolul, că alcoolul e peste tot la fel. Alcool. Da. Ascultați ce vă spune Cătălin, că poate pe mine nu mă credeți, că eu vă fac capul mare. Eu le fac capul mare și câteodată intru E simplu, la gătit, torni alcool. Ai văzut, stingi cu coniac. E doar pentru flavor. Alcoolul se evaporă. Bun, avem primele două ingrediente. Avem. Da? Spuneam mai devreme că am niște suc de ananas aici și o să folosim 30 de ml de suc de ananas, adică jumătate de ceșcuță. Ești deloc generos. Gata. Pam, 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 am pus. Next, adică următorul ingredient, am aici niște almond. Eu n-am. Tu n-ai. O să-ți dau și ție. De fapt, mulțumesc. O să pui tu prima oară. Bun. Și? Este sirop de migdale. Sirop de migdale. Sau migdals, cum zicea un prieten meu din Brașov. Cât pui? În loc de migdale, zicea migdals. 15 ml. Ia să vedem. Nu știu care sunt cu 15. Hați. 15-20 ai pus, dar e foarte okay, bine. Ok, cum spui tu. Mai greșesc și eu, na. Stai că eu mai fac și mișcări din astea, dacă deci, mai îmi ies. N-am cum să nu-ți iasă, mă. Fii atent. Odată ce e zmeu,
rămâi zmeu. N-ai cum să te... Tu faci așa mișcări, tu ai mișcări cu... Puțin mai ruginii, dar le fac, să știi. Cu cuțitul, cu faci... Nu, că mi-e frică. Aici ai ceva tăios. Aia dacă a căzut pe jos... Uite, vezi aici... Da, observ, nu se sparge. Dar ăsta... E greu cuțit. Ce fac cuțitul? Ce faci cu cuțitul? Era pus așa să vedem la final că o să te challenge-ezi. Da. Cătălin, da, este espresso martichi. Asta înseamnă că avem nevoie de un espresso. Și este proaspăt făcut. Îl turnăm. Eu aș lua o guiță din el. Deci eu beau espresso și mă culc. Deci eu n-am nicio problemă cu cofeina. Da? Tu bei espresso? Ești băutor de cafea? Maxim, de dimineață până seara. Pe bune, da? Beau vreo 4-5 pe zi, da. Și ce bei? Espresso? Ce bei? Sau bei... Da, espresso, ceașcă mică, full, fără zahăr, fără... Aha. Gata, tot intră? Tot, da. Hai să lăsăm pe Cătălin. Nu le știu chiar. Hai să lăsăm pe Cătălin să ne zică ingredientele de aici. Deci avem așa. Rom, lichior de cafea, ananas, suc de ananas, zi espresso. Și văd niște boabe de cafea, ce fac cu ele? Vedeți, pentru garnish, pentru decor. Poți le iau acasă. le punem la final. Garnish, yes. Da. Yes, sir, garnish. Adică nu facem plating, facem... Cum se garnisim, nu? Garnisim băutura. Bun, și cam asta. Cam astea sunt ingredientele. Le punem gheață, acum în shaker-ul nostru. Cum îți că-l cheamă pe băiatul ăla? Martin. Vreau și eu așa să mă apuc de o treabă de asta, devin și eu celebru dintr-o de-asta cu... Dar să știi că nimeni nu se așteaptă ca, nu știu, ananasul să meargă foarte bine cu cafeaua, știi? Și asta m-a surprins. Eu am făcut băutura acum câteva luni și zic, băi, ești nebun cât de tare e. Full. Gheață multă în borcanul nostru și dăm un shake energic. Adică așa. Pam, pam. S-a răcit. Da, trebuie să amestecați foarte bine băutura, pentru că avem sirop înăuntru și lichior și atunci când avem aceste două ingrediente, agităm energic și putem. Doamne, mamă, ce cremă mișto a făcut. Eu zic că suntem gata cu băutura. Nu știu, tu știi, tu ești stăpânul băuturii. Uite ce cremă mișto a făcut. Dacă o agitați puternic, asta o să vă. Yellow. Bun. Yellow. Acum o să aruncăm gheața din pahar, care ne-a prerăcit paharul. Ok. Eu dau cu ea pe jos. O punem așa în față, în fața noastră. Precis asta, dar eram sigur că la un moment dat o să folosim și Le stricurateur, cum s-aș spune în franceză. Și... Și decorăm băutura, că m-ai întrebat de bobițele de cafea. Ia să șterg aici, pentru că el de la început mi-a zis. La mine bobițele, pardon, bulele de aer sunt finuțe, la tine nu. De ce? Ce n-am făcut cu întrebarea? Shake-ul. Mai energic. Mai energic. Las că învăț. Și cantitatea este un pic mai puțin, ai pus tu ceva, probabil, sau... Am zis să păstrez să-mi iau și acasă. La început îmi zice, Valentin, vezi că blatul este un pic murdar acolo. Zic, lasă-mă, Cătălin, că nu se vede. Zice, nu, deci are o atenție la detalii fantasmagorică. Am și un blat acolo la emisiunea unde ne jucăm noi cu mix. Și sare, ești free control, nu? Hai, zim ceva! Zim! Punem bobițe de cafea. O să punem 3 bobițe de cafea. Doar 3? Una, două, trei. Și am un ananas aici. Aș fi vrut să te pun să faci un garniș din ananas. Nu știu, să-l dai, să-i faci și din frunze. Te rog frumos. Inițiază-mă. Deci... Te las pe tine. Tu știi frunză, cu fii atent. Hai să rupem, uite. Rupem așa o frunză. Rupem o frunză. Iată o frunză. De fapt, hai, lasă-mi mie pe asta și ia și tu o frunză. Mi-am luat ce o frunză. Și hai să facem un garniș din frunza asta. Nu o să facem ceva sofisticat, dar cu siguranță și vă rămân aceste frunze de ananas atunci când vă luați ananas. Și puteți să faceți un garniș drăguțel. Nu știu, să-l facem puțin mai slim, cu o sărate mai finuț. Mai slim? Da. Și o să-l punem pe pahar. Hai să ne gândim cum îl punem. Putem să-l punem, chiar și așa putem să-l punem. Dar ideea e că atunci când bem să nu ne cadă garnișul de pe pahar. Hai, ce unghiuri la Cătălin, doamnelor și domnilor. Băi, să încerc să-l fac și eu acum că m-ai challenge-uit, adică... Ia zi, e bun cuțitul ăsta sau nu e bun? De la 1 la 10, dă-i o notă cuțitului. E, lasă-l. Nu, i-a zis, nu mă iau de tine. Iartă-l.
Și vrei să-l punem așa pe pahar? Hai să-l punem așa pe pahar. Gata, uite, l-am pus pe pahar. Hai să-l punem așa pe pahar. E un pic cam lung, dar îmi place cum arată. Cătălin, noroc, hai să dăm noroc. Deci și e pe genul, hai să ne împăcăm. Hai să ne împăcăm. Wow, espresso Martichi. N-ai spune că este... Că nu funcționează acest aromă. Știi cum e? E fantabulos. Fantabulos. Este un cuvânt inventat de mine. Bun, e bine pe... Deci ceva între fabulos și faimos. Urmează un test super rapid cu 20 de alegeri pe care tu trebuie să le faci. Și o să-l rog pe Alin să-mi dea telefonul. Alin, mă puțin telefonul. Bun. Deci în momentul ăsta va trebui să alegi dintre A sau B. Nu poți să le alegi pe amândouă și nu poți să te abții. Bun. Da, deci nu suntem în parlament să ne abținem. Okay. Așa că bem băuturica și ai un minut la dispoziție. Iar ești cu minutul. Băi, nene. Deci fii atent. Da. Bontea sau Dumitrescu? De ce ești rău? Scărlătescu. Always. Am ales o patria. Nu am cum. Nu pot să mă. Nu. Ok. Bun. Șef la cuțite sau Masterchef? Șef la cuțite. Bucătărie chinezească sau bucătărie turcească? Turcească, tată, tot timpul. Rom sau whisky? Rom. Gordon Ramsay sau Jamie Oliver? Greu, buni amândoi, dar îmi place nebunia lui Jamie. Gică Hagi sau Adrian Mutu? Gică Hagi. Dinamo sau Steaua? Dinamo, tot timpul. Mentă sau Busuioc? Busuioc. Bianca Drăgușanu sau Adrina Pestriță? N-aș vrea să supăr niciuna din ele, dar... Come on! Nu știe lumea ce alege, adică de da, ce aia. Da, se ce pare simpatică, știi? Bă, mi-e mai simpatică Adelina decât... Amândouă au locul lor în poezia asta românească, senzaționale amândouă. E greu să răspund. Știi cum e? Că e blond versus brunet și de asta eram curios ca și tipologie, știi? Nu știu ce să răspund aici. Aici îi pasă. Una greșesc. Da, la... Trebuie să dăm vieți aici, deci trebuie să dăm vieți. Bun, Bobonete sau Micuțu? Uite, e ciudat. Amândoi. Amândoi sunt rău. Paste sau pizza? Pizza. Delta sau Poiana Brașov? Delta tot timpul. Borș de pește da, sau da, mămăliguță da, cu brânză? Da, borș de pește. Băi, unde pot, unde nu pot. Nicolae Tan sau Antonio Pasarelli? Amândoi au fost în echipa mea, cum fac acum? Cum fac eu acum? Nu știu, unul îți place mai mult? Nicolae Pasarelli. I-a mixat. Bun. Sushi sau ciorbă de burtă? Sushi. Cuba Libre sau gin tonic? Iar e greu, dar Cuba Libre. Nu. Răzvan Fodor sau Spic? Răzvan Fodor sau Spic? Ce-ai mă, de ce să mă... Spic că e colegul meu. Ok. În momentul de față. Picant sau dulce? Aici e foarte greu. Dulcele picant este cel mai mișto gust după planeta, așa că... Dulcele picant, da. Cum e dulcele picant? Facem o paranteză. O să-ți dau niște ardei iuți care sunt atât de dulci, că o să înțeleg doar atunci, în momentul în care guști din ei, îți dai seama care este combinația dintre dulce și picant. O să-ți mai spun niște combinații foarte ciudate care sunt fabuloase. Ronaldo sau Messi? Tot timpul Ronaldo. Bai, bate 5, suntem pe aceeași lungime de undă. Și Leuștean sau Mărar? Șeful la Leuștean, dacă aveai Leuștean, spune-mi aici. Da. Ar fi mers Leuștean aici. În G&T, merge în G&T. Nu, măcar uite, îl puneam jos cu roniță și tot era... Da. Dar după rom, gin, ce-ți place ca și bază alcoolică? Îți place romul, poate? Sau? Vermut. Vermut. Da. A, mi-ai zis tu ceva, vermut. Deci mă sună și îmi zice, uite Valentin ce, și îmi dă niște nume de alea pe care nici eu nu le-am auzit, pentru că el nu știu de unde primește, ai o grămadă de prieteni. Nu, mă plimb și îmi place să descoper. Și văd că în bar și văd câte o sticlă frumoasă așa. Și, uite, asta este o sticlă care are o anumită calitate. Uh-huh. Îți dai seama imediat, când o vezi, nu mai trebuie să pui mâna pe aia, îți dai seama, bă, înăuntru ceva... E ceva. Da. Și atunci vreau și eu așa ceva. Din aeroport? Nu neapărat din aeroport, mă duc în baruri. Mi-e plac barurile cu mixuri de băuturi. Să mergeți în baruri. Mergeți. Nu trebuie să bezi toată băutura, dar e foarte frumos. Uite, hai să le recomandăm oamenilor câteva baruri din București, din România, nu? Hai să spunem unul și unul așa, că mi-ai spus și tu. Tu le spui pe alea de aici, eu le spun pe alea de afară. Bun, fiți atenți. Dacă sunteți în București, trebuie să vizitați Flare Angel.
trebuie să vizitați Oficiu 1, Recolta, Linea, și mai este ceva, mai este Fix Me a Drink. Bine, când se vor deschide barurile, nu mergeți acum că nu e nimeni acolo ca și idee. Sau majoritatea sunt închise, că sunt baruri de cocktails. Din toate care le-ai spus, sunt vreo 3. Nu? A fost de când eram mic. De când eram mic. Și la mare trebuie să mergeți la baruri. Și la mare, da. Da. Dar dacă ajungeți vreodată în viața voastră la Atena, țineți minte ce vă spun. Gran Bretania sus, la etaj, e un nene așa, îl cheamă Yannis, unul înalt așa frumos, care face niște cocktailuri superbe, dar e pe old fashion. Ți-am povestit de el. Mie mi se pare omulețul ăla ceva extraordinar. După care, pe Riviera Franceză, mai sunt câteva barulețe frumoase undeva. E un bar frumos în Île de Marguerite. Tot așa, cu bum bum, cu atmosferă. Mai sunt anumite, nu știu, locuri cu nisip. Pe la Miculas mai sunt unele frumoase. Ți-ți place să stai la bar? Sau vrei să vezi doar la bar? Sau doar ești genul care comandă o masă când merge undeva? Bine, dacă mergi să mănânci sau așa, nu. Clar. Dar dacă mergi într-o locație, ești cu live-ul cumva, nu? Adică știi, îți place să vezi cum lucrează și cum... La masă vine sticla. Paharul, sticla, gheața și un soft. Și atunci ba din aia și din aia. Și stau și dau nimic. Când la bar, se tot schimbă environmentul și în dreapta și în stânga. Vin fete, pleacă fete. În față sunt multe sticle. Deci nu sunt obligat să... Nu sunt genul de... consumatori care să beau aceeași băutură. Dacă n-am să beau șprițul ăla 30 de sticle, nu. Vrei să experimentezi? Nu. Bineînțeles, tot timpul. Adică să nu mă duci în amăreri, că acolo mă pierzi. Dar în rest, combin absolut orice cu orice. Chiar dacă ca și percepție nu ar merge, eu le încerc. Bă, dacă nu-mi plac, le dau deoparte. Mergi pe mâna barmanului cumva, mai ales dacă vezi o locație mișto. Bineînțeles. Îi spui, fă-mi ceva. Nu, cum? Eu am învățat de mic, știi cum e? Vin la bar și spun, dragul meu, dă-te mare, fă ce vrei tu. Ți-i, ce poate să fac? Da. Face ceva foarte bun. Mie, dacă îmi spune cineva, fă-mi și mie ceva de mâncare și eu întreb ce, fă-mă ce vrei tu. Oh. Păi și cu mâncarea cum e? Ai, uite, noi avem o regulă, noi barmanii când mergem în alte locații, avem regula produsului îmbuteliat, cum ar veni. Adică am intrat în locația respectivă, ne uităm, dăm așa un 360 pe mese, ne uităm la pahare cum arată și dacă ne place ce vedem, atunci comandăm cocktails. Dacă nu ne place, comandăm regula produsului îmbuteliat, care înseamnă o bere sau ceva la doză, știi? Știi că asta e bun. E bun, e foarte bun, e foarte bun. E foarte wow. Băi, Cătălin, eu îți mulțumesc. Vrei să spun ceva? Fii atent. Înainte să-mi mulțumesc. Așa. Știi când merge asta? Când? Dimineața, nene, care și cafea înăuntru. Băi, voi să nu faceți așa. Da, în vacanță. În vacanță. Și neapărat să vă hidratați, să beți apă după fiecare cocktail și noi asta o să facem după fiecare pahar de aer. Mă, toți aia care beau băuturi alcoolice știu că trebuie să ai apă în buzunarul ăla de la spate și în stânga și în dreapta, apă peste tot. Da, și acasă, neapărat. Mai ales că acum, în pandemie, lumea stă acasă și se consumă foarte mult alcool. Nu știu dacă ai văzut statisticile, dar e cam... Ce era să zic așa? Tragedie. Asta era să-mi iasă pe față. Tragedie, da. Dar se consumă mult alcool. Dar dacă tot consumăm, măcar să-l mixăm cum trebuie și să-l facem cu capul pe umeri, cumva. Nu, ăsta e sfatul nostru. Fă un atlas, fă un abecedar, fă ceva în direcția asta. Facem. În octombrie o să scot și o carte, o să-ți dau ție primul volum, probabil. Dar cu niște băuturi foarte interesante. Guys, nu uitați că noi avem un giveaway pentru voi, avem această trusă de bar care o să meargă la unul dintre voi. Dacă ne dați în comentarii o rețetă de băutură, acest shaker din această trusă va fi... N-am înțeles niciodată de ce totul black este top. Păi știi pe aia, black code, black, totul, tot ce e black e deci, de asta calitate. Deci asta nu e black, asta e mat, asta e mat și îl primiți. E... Cine o să ne dea o rețetă mișto? Îți dau eu acum, pot să primești și eu. O să fie cu semnătura mea și a lui Cătălin. Așadar, Cătălin, vreau să-ți mulțumesc încă o dată pe calea asta, că ți-ai făcut timp o jumătate de oră. Noi vă mulțumim mult de tot că v-ați uitat la 3-2-1 Mix. Dragii mei, vă mulțumesc că ați văzut cum arat eu dincolo de bar. Mi-e greu să cred că am făcut-o... În costumul lui Batman îmbrăcat. Da. Bine că am câștigat la... boxing-ul ăla, la boxing, ce, cutiuța aia. Nu, dar cine o să ne dea o rețetă de cocktail mișto, eu și Cătălin o să ne uităm pe toate comentariile și o să alegem cea mai mișto rețetă și o să trimitem acest kit la tine, tu care te uiți acum și o să dai o rețetă mișto de cocktail. Dragii mei,
țineți bine. Vă mulțumim mult de tot. Nu uitați de butonul de like, subscribe, zi Cătălin, alea de notification-ul. Cum dați un share pe YouTube la acest episod dacă v-a plăcut foarte mult pe YouTube. Dați un share pe... Cum să le placă? Pe Facebook. Cum să nu le placă? Le place, le place. Mai ales băutura, că puteți să încercați băutura asta. Nu mă, de mine. De tine. De, cum ai spus, din Calea Lacteie. Bucătarul din Calea Lacteie. Președintele bucătarilor din Calea Lacteie. Băi. Dragilor, da. I love you, am plecat. Vă pupăm și ne vedem data viitoare cu un nou invitat. Să aveți o zi faină. Ciao!